În videoclipul de astăzi, o să continuăm cu seria legată de bacul la geografie și anume hidrografia Europei și a României. În ceea ce privește Europa, ca și continent, dispune de resurse considerabile de apă împărțite neuniform pe tot continentul. Cei mai importanți factori care pot să influențeze hidrografia Europei sunt următorii: așezarea geografică, relieful, precipitațiile și temperatura. Și solurile. Apele curgătoare. Există două tipuri: fluvii și râuri sau ape subterane. Apele subterane reprezintă un procent mic din volumul apei ce ajunge în râuri și sunt prezente în special în formațiunile sedimentare. Majoritatea fluvilor și râurilor Europei își varsă apele în Oceanul Arctic și cel Atlantic, dar și în mările învecinate. Oceanul Atlantic, inclusiv Marea Mediterană, Marea Neagră, Marea Nordului și Marea Baltică adună apele de pe 65% din teritoriul continentului. Le vom lua pe rând și anume cele mai importante fluvii și râuri care se varsă în Atlantic, inclusiv mările adiacente, sunt Teho, Duero, Loara, Sena, Tamisa, Rin și Elba. Fluvile care sunt orientate spre Oceanul Arctic sunt următoarele: Peciora și Dvina de Nord. Principalii afluenți ai Mării Mediterane sunt Ebru, Ron și Pad, iar ai Mării Negre sunt Dunărea, Nistru, Nipru și Don. Restul de 21% reprezintă teritoriul cu scurgere endoreică, adică fără legătură cu Oceanul Planetar. Aici avem râul Ural care izvorăște din munții cu același nume și se varsă în Marea Caspică printr-o deltă. Volga, cel mai lung fluviu al Europei cu cel mai mare bazin hidrografic, izvorăște din podișul Valdai și se varsă printr-o deltă în Marea Caspică. Dacă ar fi să analizăm fluvile după lungimea cursului, o să avem următoarea ordine. Volga, Dunărea, Ural, Nipru, Don, Peciora... Nistru, Rin, Elba, Vistula. Dacă am face o ierarhie după debit, adică volumul de curgere, clasamentul ar lua o întorsătură puternică. Volga, Dunărea, Peciora, Rin, Nipru, Vistula, Don, Elba, Ural și Nistru. Ce influențează debitul și tipul de scurgere al râurilor? Răspunsul e simplu. Clima. Avem râuri care curg în zone cu climă oceanică, adică regimul curgerii este relativ echilibrat, totuși, debitul atinge un maxim iarna, Sena, Tamisa, Rin, Elba. Râurile care curg prin regiuni cu climat mediteranean au un debit mare iarna și ape mici vara, Ronul sau Padul. Râurile din bazinul Arctic se alimentează din zăpezi, având cele mai mari ape primăvara la topirea acestora, Dvina de Nord. Râurile care sunt influențate de clima temperat continentală, de multe ori înghețate iarna, iar debitul maxim atins primăvara, Volga, Don sau Ural. Lacurile sunt numeroase, dar comparativ cu alte continente, numărul lacurilor de dimensiuni foarte mari este redus. De regulă, lacurile mici sunt în sare, regiuni carstice sau în lacuri tectonice. Cele mari sunt cele glaciare. Varietatea lacurilor europene nu se oprește aici. Există astfel lacuri tectonice, Balaton sau Marea Caspică, lacuri formate în depresiuni carstice, în special în Alpii Dinarici, Škoder în Albania sau Plitvice în Croația lacurile vulcanice formate în cratere de vulcan. Avem lacul Sfânta Ana sau lacurile din Islanda. Lacuri de origine fluviatile, în delte, limanuri sau cele litorale, de exemplu Laguna Razim, ghețari. Și aici avem mai multe tipuri, calote în Islanda, în insulele Svalbard și Novaia Zemlea, mai găsim ghețari și în Alpi, în Pirinei sau Caucaz dar avem și banchiză arctică, care sunt ghețari plutitori în Oceanul Arctic. Cam atât cu Europa, acum o să trecem la România și o să începem cu râurile. De menționat este faptul că râurile de pe teritoriul României se varsă direct sau prin alte râuri în Dunăre. Râurile din România au fost împărțite în mai multe grupe hidrografice, grupa de nord-vest, Iza, Vișeu, colectate de Tisa, Grupa de Vest, Someș, Crișurile, Mureș, Bega, care și ele sunt colectate tot de Tisa. Grupa de Sud-Vest, Timiș, Nera, Caraș, Cerna, care sunt colectate direct de Dunăre. Grupa de Sud, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, la fel și aceste râuri sunt colectate tot direct de Dunăre. Grupa de Est, Siretul și Prutul, care se varsă și ele în Dunăre. Grupa de sud-est, Casimcea, Slava, Telița și Taița, care se varsă în lacurile litorale. Dacă ar fi să facem o ierarhie a râurilor în funcție de lungime, ordinea ar arăta în felul următor: Mureș, Prut, Olt, Siret, Ialomița, Someș, Argeș și Jiu. În schimb, dacă vrem să comparăm debitul, o să observăm că ordinea arată altfel. Siret, Olt, Mureș, Someș, Prut, Jiu, Argeș și Ialomita. Lacurile, adică aproximativ 3450, numeroase pentru climă continentală. Întâlnim peste 60% din lacuri naturale și anume, lagune, razim, limane, techirghiol, lacuri de luncă, bălțile Dunării, lacuri masive de sare, coștiu, slănic, ocnele merii, turda, ocna Sibiului, lacuri carstice, Vărășoaia, lacuri vulcanice Spânta Ana și lacuri glaciare Bucura, Zănoaga, Bâlea, lac de baraj natural, lacul roșu și cele antropice sau artificiale, lacurile de acumulare, adică porțile de fier, vidraru, vidra, stânca costești pe prut, iazurile și heleșteele, drăgșani și cefa. Răspândirea principalelor tipuri genetice de lacuri pe trepte de relief, în munți avem lacuri glaciare, vulcanice, de baraj natural sau în depresiuni carstice, dealuri și podișuri, între valuri de alunecare, în depresiuni carstice, pe masive de sare și limanuri. În câmpii avem limanuri și pe iar pe litoral avem lagune, lacuri de luncă, limane maritime. Apele subterane pot fi izvoare, ape freatice, de adâncime sau geotermale. Dunărea este al doilea fluviu din Europa ca lungime, debit și suprafață a bazinului hidrografic, dar din punct de vedere cultural și economic este de departe cel mai important fluviu al continentului. Dunărea își începe cursul din munții Pădurea Neagră, în cursul superior curge la contactul dintre unități de relief alpine, cursul mijlociu străbate depresiunea panonică, iar în cursul inferior separă unități joase, câmpia română de podișul prebalcanic și câmpia română de podișul Dobrogei, cei mai importanți afluenți în ordinea descrescătoare a debitelor, Sava, Tisa, In, Drava și Siret. Dunărea străbate 10 țări și 4 capitale. Fluviul este navigabil până la Kelheim, 500 de kilometri aval de izvor adică aproximativ 90% din tot cursul, împreună cu rinul de care se leagă prin canalul Rin Main Dunăre, formează cea mai importantă axă de navigație fluvială a continentului. În România, Dunărea se întinde pe o lungime de 1075 de kilometri, între Baziaș și Gurile de Vărsare. Primul sector este cel al defileului cuprins între Baziaș și Porțile de Fier. Urmează sectorul Luncii, porțile de fier, Tulcea. Între călăraș și Brăila sunt două despletiri mari care închid bălțile Dunării. Ultimul sector este cel al Deltei. Din punct de vedere al navigației, porțiunea Brăila, Galați, Tulcea, Brațul Sulina, este numită Dunărea Maritimă, datorită adâncimii mari care permite circulația navelor de tonaj maritim.